În proiectul privind suplimentarea bugetului primăriei pe 2016, aprobat de altfel în ședința extraordinară de joi, se află cuprinsă și suma de 800 de milioane de lei vechi destinată achiziționării de tablete pentru noii aleși din Consiliu. Consilierii PNL au contestat această alocare, considerând că suma este prea mare, adică 38 de milioane de lei pentru o tabletă. Deci anul trecut și-a dat 25 de tablete. Nu anul trecut, acum 4 ani, domnul Angel, că e... Mandatul trecut. Deci s-a luat 2.999, dacă ții minte. Acum s-a luat 25 de tablete, da. Pentru 21 de consilieri și pentru încă 4. Urmând să se afișeze pe SEA. Nu mai afișeze pe SEA, compartimentul vigilației contractului va alege, cum spune, cea mai bună oferă. Dacă anul trecut a fost 2.999, adică nu o să fie 1.950, nu știu. Acum 4 ani. Acum 4 ani. Deci totul se va face transparent, se va face afișat și să trebuie să se va repetere, pur și simplu, o valoare estimativă față de valoare anterioară. Deci nu e niciun. Specialiștii primăriei spun că tabletele vor fi achiziționate în urma unei licitații, iar în acest mandat vor fi cumpărate 25 de tablete, adică 21 pentru consilieri și 4 pentru nu se știe cine. În ceea ce privește tabletele folosite de consilieri în fostul mandat, potrivit președintelui de ședință Gigi Oprișan, acestea s-au uzat moral, ceea ce înseamnă că încă funcționează, dar nu mai țin pasul cu tehnologia.